Am trăit astfel singur, fără nimeni cu care să vorbesc cu adevărat, până la o pană din deșertul Sahara de acum 6 ani. Mi se stricase ceva la motor și cum nu aveam cu mine nici mecanic, nici pasager, voiam să încerc să duc la bun sfârșit de unul singur o reparație anevoioasă. Era pentru mine o chestiune de viață și de moarte. Abia dacă aveam apă de băut pe 8 zile. În prima seară am adormit deși pe nisip, la 1000 de mile depărtare de orice așezare locuită. Eram chiar mai singuratic decât un naufragiat pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă puteți închipui ce surpriză am avut când, în zorii zilei, m-a trezit o vocișoară ciudată. Spunea: "V-aș ruga, desenează-mi o oaie." "Ce?" "Desenează-mi o oaie." Am sărit în picioare ca lovit de trăsnet. M-am frecat bine la ochi, m-am uitat bine de tot și am văzut un puști cu totul extraordinar care mă cerceta cu gravitate. Iată cel mai bun portret pe care mai târziu am isputit să-l fac. Dar desenul meu este, firește, mult mai puțin fermecător decât modelul. Nu-i vina mea. Fusesem descurajat în cariera mea de pictor de către oamenii mari la vârsta de 6 ani și nu învățasem să desenez nimic, cu excepția șerpilor boa închiși și a șerpilor boa deschiși. M-am uitat deci la această arătare cu ochii mari de uimire. Nu uitați că mă aflam la 1000 de mile depărtare de orice regiune locuită. Ori puștul meu nu părea să fie nici rătăcit, nici mor de oboseală, nici mor de foame, nici mor de sete, nici mor de frică. Nu arăta de fel ca un copil pierdut în mijlocul deșertului la 1000 de mile de orice regiune locuită. Când am reușit în sfârșit să îngăim ceva, i-am zis: "Bine, dar ce cauți aici?" Iar el mi-a repetat atunci încetişor de tot, ca pe un lucru foarte serios: "V-aș ruga, desenează-mi o oaie." Când misterul e prea covârșitor, nu îndrăznești să nu-i dai ascultare. Oricât de absurd mi s-ar fi părut asta, la 1000 de mile depărtare de toate așezările locuite și în pericol de moarte, mi-am scos din buzunar o foaie de hârtie și un stilou. Însă mi-am amintit atunci că studiasem mai ales geografie, istorie, aritmetică și gramatică și am spus puștului, cu o ușoară îmbufnare, că nu știu să desenez. Mi-a răspuns: "Nu-i nimic, desenează-mi o oaie." Cum nu desenasem niciodată o oaie, am refăcut pentru el unul dintre cele două desene de care eram în stare, pe cel cu șarpele boa închis. Și am rămas încremenit în uimire să-l aud pe puș răspunzându-mi: "Nu, nu, nu vreau un elefant într-un șarpe boa. Un boa e foarte periculos, iar un elefant e foarte incomod. Acasă la mine e loc puțin de tot. Am nevoie de o oaie." Așa că am desenat. S-a uitat cu atenție apoi: "Nu, asta e tare bolnavă, fă-mi alta." Am desenat. Prietenul meu a zâmbit amabil cu îngăduință: "Vezi bine, nu-i oaie, e berbec, are coarne." Mi-am refăcut așadar iarăși desenul. Dar mi-a fost refuzat. A idoma celor dinainte. "Asta e prea bătrână. Vreau o oaie care să trăiască mult." Atunci, pierzându-mi răbdarea, cum mă grăbeam să încep să-mi demontez motorul, am măscălit desenul acesta și i-a întrântit un: "Asta e lădița. Oaia pe care o vrei tu e înăuntru." Dar nu mică mi-a fost mirarea să văd că fața tânărului meu judecător se luminează. "E tocmai cum eu doream. Crezi că pentru o oaie ca asta e nevoie de multă iarbă?" "De ce?" "Pentru că acasă la mine e loc puțin de tot." "O să fie cu siguranță de ajuns. Ți-am dat o oaie foarte mică." Și a plecat capul spre desen. "Nu e chiar așa de mică. Ia uite." A adormit. Și astfel am făcut eu cunoștință cu micul prinț.